Bun găsit, dragi telespectatori, într-o nouă ediție a emisiunii La Pas prin Capitală. Ne aflăm în Palatul Suțu, una dintre clădirile semnificative ale capitalei. Despre locul în care se aduna elita Bucureștiului, dar și despre viața care a avut loc în acest spațiu, ne va povesti mai multe doamna Georgeta Filit. Doamna Filiti, ne aflăm într-un loc emblematic din capitala noastră. Ce ne puteți spune despre istoria locului? Suntem la Muzeul de Istorie a municipiului București, fostul palat Suțu. Trebuie să vă spun că s-au păstrat vestigii ale caselor, palatelor construite de familiile fanariote, de familiile domnitoare, până la Alexandru Ioan Cuza și mai apoi la Carol I. Și acest palat este unul din ele, construit pe la 1835 de Costache Suțu. Erau oameni cu bani, erau oameni care știau să petreacă și așa se face că foarte repede palatul ajunge să adune în jurul său toată societatea românească, aș spune, de calitate. De ce? Pentru că aici se dădeau baluri nesfârșite, era un loc monden și poate că un loc care concura puțin și cu curtea domnească. Și în asemenea măsură încât, la un moment dat, stăpânul locului, de acum e vorba de cealaltă generație, de Grigore Suțu și de soția lui, Irina Hagi Moscu, erau absolut faimoși la balurile acestea. Să știți că se întâmplau tot felul de lucruri, pentru că balul era și el o instituție, o instituție de divertisment, de ridicare a unor oameni în spațiul public și puțin de târg de neveste. Erau prezentate tinere domnișoare, cu cât aveai zestrea mai mare, cu atât aveai șansă mai mare, iar tinerii, evident, erau foarte curtezani, foarte politicoși, se dansa foarte mult, erau balurile de iarnă strălucitoare, dar ajunseseră la un moment dat să fie și de două ori pe săptămână. Și lumea se bucura totdeauna de ele. De ce? Între altele, și pentru că se termină, așa cum se știe, orice bal la vremea aceea se termină cu cotionul. Ei bine, tinerele participante primeau din partea gazdelor un mic obiect. De obicei era de argint, iată, ca această cutiuță, și înăuntru puteau să găsească ceva care să le facă plăcere. Un inel, o brățărușă, ceva deosebit. Iată, și aici găsea un inel cu un safir. Prin urmare, să creea o stare de bună dispoziție, că asta era ideea. Doamnă Feriti, care a fost utilitatea locului în timp? După primul război mondial a fost o răsturnare socială foarte serioasă. Clasa marilor boieri, clasa marilor proprietari, din care sigur că au făcut parte și membrii al fostelor familii domnitoare, Suțu, Ghica, Moruzi, Cantacuzino, s-au văzut mai mult sau mai puțin sărăciți și atunci unii din ei, fie că și-au vândut proprietățile, fie le-au închiriat, cum a fost Palatul Cantacuzino închiriat cui? Chiar președinției Consiliului de Ministri. Și acolo s-au ținut ședințele guvernului. Același lucru, dacă vreți, s-a întâmplat și aici. Vreme de 10 ani, aici a funcționat Banca Crisoveloni, între 1932-1942. Sigur, pe urmă vine războiul și vine această răsturnare, care înseamnă că marea proprietate dispare și intră în sarcina statului. Statul a găsit cu cale să facă aici cecul. Numai că arhitectul cecului s-a uitat, a văzut, a spus, e prea mult de complicat, ia să-l terminăm noi și să dărâmăm această clădire. Și a fost o mare șansă, au fost câțiva arhitecți care s-au împotrivit, a existat o instituție de construcții care a stat vremelnic aici și pe urmă
și a găsit o întrebuințare, dacă vreți, mai mult decât potrivită, adică să fie muzeu al orașului. Există și alte case din București care să urmeze exemplul Palatului Suțu, care să păstreze în timp, de fapt, numele celor care l-au construit? Să știți că la întrebarea asta e foarte greu de răspuns. De ce? Pentru că dacă suntem cinstiți în momentul de față, cele mai reprezentative monumente ale capitalei noastre sunt legate tocmai de această perioadă veche, e vorba în primul rând de la Belle Époque. E multă lume care întreabă de ce nu avem noi clădiri mai vechi, pentru că la noi deodată nu se poate construi cum sunt marile cetăți din Occident, s-a construit mult și s-a construit din secolul XIV-XV, s-a tot dărâmat. E vorba de cutremure, e vorba de pânza freatică care e foarte la suprafață și sigur că mai putem găsi o serie de clădiri și e datoria noastră, îndrăznesc să spun, de patrioți, de buni români, să le păstrăm cu orice preț. Unele, evident, sunt legate chiar de mari familii, cum este, de pildă, Palatul Ghica, de la doamna Ghica Tei. E toată zona aceea care a aparținut familiei domnitoare a Ghiculeștilor. Palatul are picturi de Giacometti, sunt lucruri foarte interesante și acolo. Palatul Cantacuzino, aflat pe Calea Victoriei, și pe urmă, firește, o sumedenie de clădiri care au valoare de însemne ale statalității noastre, cum este Palatul Regal, dar pe urmă sunt și o serie de clădiri instituționale. Este CECUL, este Muzeul de Istoria Orașului, care inițial a fost poștă, Ateneul Român, pentru care lumea a cotizat, dați un leu pentru Ateneu, și așa mai departe. Mai sunt și case particulare interesante, care o vreme au funcționat drept case memoriale. Casa Ștorc, care e un adevărat muzeu și care e legată din punct de vedere administrativ tot de Muzeul de Istorie a Orașului. Adică sunt aceste lucruri de preț din arealul bucureștean, pe care, vă repet, trebuie să le păstrăm cu grijă. Doamna Feriti, ce ne puteți spune despre familia Suțu? Sunt mai mulți membri ai familiei Suțu care domnesc în spațiul românesc. E vorba de Mihai Suțu, alt Mihai Suțu care e în Moldova și cel mai interesant, chiar dacă nu a făcut nu știu ce lucruri deosebite, rămâne Alexandru Suțu. Știți de ce? Pentru că este ultimul domn fanariot înainte de răsturnarea înlesnită de Tudor Vladimirescu, adică la 1821. Aceste familii domnitoare, aceste familii fanariote, n-au avut numai membrii care s-au aflat pe tron. Există un doctor Suțu, există un economist, Nicolae Suțu, și lucrul acesta e valabil și pentru Ghiculești. Noi îl știm pe Ion Ghica, nu? Scriitorul clasic și omul politic, Matila Ghica, filozoful vitalist, mort în 1965, doctorul Moruzi, adică din toate familiile acestea, să știți că au răzbătut de-a lungul istoriei, nu numai capete încoronate, ci și oameni din elita intelectuală a țării. Doamna Feriti, mulțumim pentru aceste detalii. Aștept cu nerăbdare să ne revedem într-o nouă ediție unde vom vizita un alt loc la fel de interesant ca acesta. Mulțumim. Sigur că da.